Descoperire printr-un frate din Sebiș. Am primit acest cuvânt din partea lui Dumnezeu și l-am ținut un timp pe foaie pentru noi, dar mereu Duhul Sfânt îmi spunea să transmit și altora acestor gânduri, fiecare să luăm seama și să ne cercetăm viețile. Scrie! Ce să scriu, Doamne? Scrie că e vremea de pe urmă și nu e timp de pierdut. Scrie că vasele în care mai este ulei s-au împuținat, altele s-au fisurat și uleiul a curs încet, încet. Altele sunt sparte, altele sunt folosite pentru a aduce ocar numelui meu. Scrie că e nevoie de ulei proaspăt în vase. Scrie că mirele este la ușă și vai de cel ce îl va găsi fără de ulei în vas. Scrie că uleiul se primește pe genunchi în odăiță, nu stând ore întregi în fața ecranelor și privind lucruri care fisurează vasul și împuținează uleiul și odată ce uleiul s-a scurs, iar vasul rămâne gol și fisurat, nu mai este întrebuințat pentru o lucrare de cinste, ci pus deoparte. Mulți se vor uita la el și nu îl vor mai lua să facă vreo lucrare cu el. Doar mila olarului, care îl va lua, îi va repara fisurile și va turna din nou ulei proaspăt. Scrie că nu e vremea lucrurilor pământești, ci e vremea în care poporul trebuie să caute, să lucreze pentru cer, să lucreze pentru a face cunoscută Evanghelia la cât mai mulți oameni. Scrie că în fiecare zi mor mii de oameni și merg în iad, în timp ce alții stau nepăsători, crezând că dacă ei sunt bine, vor ajunge în rai. Mulți se înșală, crezând că viața de creștin e o viață în care, dacă totul merge bine și nu ai greutăți, atunci Domnul e cu tine. Scrie că văd suferința copiilor mei care suferă pentru numele meu, pe când alții nu suferă să spui o vorbă de mustrare, de îndreptare și spun mereu că eu sunt un Dumnezeu plin de dragoste, de bunătate. Da, sunt, dar mai sunt și un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu al dreptății, care văd orice nelegiuire și orice lucru care pentru mine este o urăciune. Mulți din popor fac lucruri care pe mine mă necinstesc și aduc hulă la adresa numelui meu. Mai scrie că pocăința include lepădarea de orice lucru firesc, de orice lucru care întinează cugetul și pădează haina, orice gând rău împotriva aproapelui, orice vorbă de clevetire, orice mânie, orice invidie, lăcomie. Scrie că nu se poate ajunge în cer cu haina pătată sau zbârcită. Scrie că e vremea să nu se mai caute locuri înalte în biserici, să nu se mai caute înălțarea, să nu se caute laudă și slava oamenilor, ci e vremea în care credinciosul să cunoască smerenia, pocăința și umilința. E vremea implicării cu mai multă responsabilitate în viața oamenilor care trăiesc în întuneric. Nu e vremea de a lupta pentru a avea un nume faimos în fața oamenilor, ci e vremea pentru a lupta de a avea un nume care să-i facă cinste lui Dumnezeu. E vremea proșternerii pe genunchi. E vremea în care vasele trebuie să fie curate și pline cu un de lemn, că atunci când va fi strigarea, toți cei care vor fi ascultată glasul meu să iasă în întâmpinarea mirelui așteptat, cu dor și lacrimi. Scrie că diavolul pune la cale tot mai multe planuri, cum să doboare pe credincioși și cum să le aducă mai multă hulă. Scrie că mulți vor fi înșelați de Satana și vor cădea în cursele lui. Mulți vor fi loviți, mulți vor fi nedreptățiți pentru că apără cuvântul meu, mulți vor fi dați la o parte pentru că vor spune adevărul meu, mulți vor fi omorâți pentru că mă iubesc cu adevărat și le-am dat puterea să nu se depărteze de adevăr. Scrie că cei ce merg în chip ușuratic și lumesc nu vor putea vedea pe Dumnezeu,
nici întinașii spurcat nu va locui împreună cu sfințenia și neprihănirea mea. Scrie că se merită o viață trăită în smerenie, în neprihănire, în lepădare de orice lucru ce întinează cugetul și îl îndepărtează pe Dumnezeu pentru o veșnicie cu Regele Regilor și Domnul Domnilor. Amin.